Ana Maria Ferenc! Hello, babe! Sau cum să zic? Bună! Așa vă ziceți voi, hello, babe? Păi, din America... Bună. How you doing? Very, very. How you doing? Uite ce sunt și noi pe aici, pe la București, pe la Obor, frumos! Ce frumos! E frumos la voi în platou aici. Îți place? Da, foarte tare. Și traficul, cum ți-a plăcut? Să știi că n-a fost trafic, am fost norocoasă, am ajuns foarte repede. Scuze-mă, ați venit cu antemergător din da, America? Da, nu, am venit cu, din aia, cu bicicleta, cu trotineta, cu... Da. Vezi să ne așezăm? Hai stai, să ne așezăm, mai lasă-mi să vreau. Haide, iartă-mă. Nu știu, că simt așa aerul din America. Tu stai în, tu stai în Los Angeles, nu? N-am stat, stai mutat? Acum sau în Oregon. Uh-huh. Ah, da, frumos. Da. În Oregon? Da. Ia vină tu pe care vezi, în Oregon eu n-am ajuns niciodată. Păi să vii, unde stau eu? Uite, stai aici pe canapean. Ea a stat în 7 ani în Los Angeles. Da. Nu, o să te uiți la ea, că ea o să vorbească tot timpul, că Los Angeles, America este subiectul preferat. Nu vorbesc, doar admir oamenii care vin de acolo și mai vin și pe la noi prin România. Da. De câți ani stai în America? 14. De 14 ani, da. Și am stat la New York prima dată, după care m-am mutat în California, m-am dus acolo în, la niște concerte și mi-a plăcut foarte mult, că e tot timpul soare. Da. Și cum să nu-ți placă la soare. Cool. Și m-am mutat, a fost superb. Și apoi după pandemia asta nebunie, când mi-am dat seama că a sta la bloc nu e ok. Pentru că dacă se întâmplă, doamne ferește, ceva, stai acolo în așa câteva și camere. Și în România a fost la fel. Da, da, a fost ceva rău, rău pentru mine. Te-ai mutat la casă. Și m-am mutat la casă, am zis gata, nu mai. În Oregon? Acum sau în Oregon, da. Și am, ce faci tu în Oregon? Adică cum ce se face acolo? Cum e viața ta? Ceva, sunt curioasă. Știi ce? Eu peste tot fac același lucru, adică stau în casă, fac curat, fac mâncare, ca tot omul, nu? Mă ocup de muzică, scriu, mă ocup de copii, pentru că acum, da, acum sunt într-o relație în care, cred că ați văzut, am 7 copii. Dar nu ți se pare că e foarte interesant după melodia 7 zile de 8 ori? De acolo ți se trage, deci ai grijă ce cânti, ai grijă ce gândești, pentru că chiar vă zic că... Înainte să mă mut în Oregon, tot la casă stăteam, dar într-un loc mai frumos, adică m-am mutat nu mai frumos în sensul de, mai așa, mai cosmopolit. Așa. Că stăteam în Bel Air și, și primam eu câinele pe acolo și unde erau curți cu copii mulți, câinele nu se muta din fața porții, din fața gardului, vrea să intre, pentru că își dorea să meargă și la copii, să... Și am zis, Doamne, dar câinele s-ar fi fericit doar într-o casă cu mulți copii. Ce fain ar fi să am și eu așa. Și ce s-a întâmplat? Ai grijă ce gândești, exact. Că asta s-a întâmplat. Și iubitul tău are 7 copii, da? 7, da. Trei mari. Cheamă Douglas pe iubitul tău. Da, da. Da, și de cât timp sunteți împreună? De 3 ani. De 3 ani. Da, de 3 ani. Este cum să zic, my rock, știi? Ce este frumos. Este omul care... Stânga ta. Exact, stânga mea. Este omul care mă susține cel mai mult. N-am avut în viața mea ajutor... primul rând, din ăsta, motivațional. Uh-huh. Să creadă cineva în tine, să zică, vai, dar ești cea mai de pe planeta Terra, ești cea mai talentată, cea mai frumoasă, cea mai... în fiecare zi. Și această încredere pe care mi-o dă și pe care eu nu o aveam în mine, m-a făcut să... Ok, cred că e timpul să... mai... să mă așez? Da, nu! Să cânt, să compun din nou muzică, să... Se da, pentru că eu încercam să... El ce face? Să... Poți să întreb ce face? Este om de afaceri, ajută foarte mult domeniul ăsta de oameni mai vârstnici, uh-huh. după pensionare, construiește clădiri în care sunt institute de, pentru vârstnici, cu ajutor sau fără ajutor. Unii depind, deci dependenți sau independenți și... Memory Care, care aici probabil se numește, nu știu, un institut din ăsta mental, deci nu de boli mentale, de demență, da. De Alzheimer, eu de, care au nevoie de ajutor. Să revenim un pic la copii. 7 copii deodată în viața ta? Da, să adică seama. Cum te-ai obișnuit și cum au fost ei cu tine? Adică te-au iubit din prima? Norocul meu a fost, da, pentru că întotdeauna am avut așa un magnet la copii, ca să zic, uh-huh. și mi-au plăcut copiii foarte mult. Copiii simt. Tu poți să păcălești pe cine vrei în viața asta, dar nu păcălești animalele și copii. Asta nu. Și copiii simt dacă îi iubești sau dacă îți plac sau nu îți plac. Și au simțit din prima secundă și avem o relație foarte, foarte frumoasă. Sunt drăguți, că asta vorbeam cu Ioana, când zice, da, tu le gătești? Păi le gătesc, da, cum să nu le gătesc? Pentru că eu gătesc pentru mine foarte sănătos și nu o să le dau lor cartoprăjiți. Dar deci... le gătești românește?
Le-ai făcut niște sarmale sau ce? Deci ultima dată înainte să plec, am făcut o ciorbă de legume, care a fost extraordinară, cred că cea mai bună ciorbă din viața mea. Dar ei mănâncă doar supă de roșii, nu mănâncă ciorbă cu legume, ei nu vor să vadă legumele alea. Și o zic, ce e asta? Este supă de roșii, dar mai sunt și alte legume. Dar nu vrem, trebuie să mănânci. Pentru că le dau punctaj. Dacă fac ceva bun, au puncte și apoi au voie la calculator. Dacă nu, atunci n-au voie la calculator și fac orice să aibă voie la calculator. Mănâncă și ciorba de legume. Și, dar e foarte bună. Dar e foarte bună. Simt în tine că ai instinctul ăsta matern. Da, l-am avut dintotdeauna. Nu știu, când o să îți dorești să devii mama, ai ca să te întreb așa mai de... Mi-am dorit foarte mult, dar nu mai e momentul, nu mai e cazul. Păi 70 de ajuns. Am câine, mai au și niște pisici, mai au și niște, nu știu, capre, oi pe acolo, mai au eu ceva. Mai bine așa, cum o vrea Dumnezeu. Știi că nu se știe niciodată. Da, mi-am dorit întotdeauna, am crezut că o să am 3 minim. Întotdeauna mi-am dorit copii, dar n-a fost niciodată momentul potrivit. Pentru că am fost ocupată cu cariera, n-a fost omul potrivit lângă mine și am considerat că nu e momentul. Și momentul a tot trecut, până când în momentul ăsta chiar nu mai e moment. Știi? Arăți foarte bine, mănânci bine, te întreții, lasă că nu știi niciodată cum e. Da, mulțumesc, dar acum știi când e momentul în care mă duc și eu, mă plimb prin lume, văd lumea, mă simt bine. Un bebeluș cere... Acesta a fost principalul motiv, pentru că am zis, dacă eu fac un copil, o să mă ocup 100% de acel copil. Și nu s-a putut acest lucru, iar acum am zis chiar... Nu. Cât stai în România? Stau până de Paște. Stau și de Paște prima zi, așa a doua zi, și apoi plec înapoi. Dar mă mai întorc. Mă întorc pentru că vreau să-mi promovez, scot un album. Deci am foarte multe melodii, nu numai aceasta. Aceasta așa am început cu ea, dar să vedeți ce urmează. O melodie pe care o să auzim și noi după pauză, da? Da. Și scoți un album. Câte melodii? Scot un album, o să aibă minim 10. Îmi doresc pe el să fie și măcar două românești, pentru că am început în engleză, acolo sunt în America și vrei să te extinzi internațional, le cât și românește, dar românilor, pentru că sau dacă e o melodie gen 7 zile de 8 ori, cine știe, poate chiar prinde, știi? Da. Corect? Deci, doamnelor și domnilor, o tânără artistă, veți auzi de ea foarte mult timp de acum încolo și începe cariera la 25 de ani, are o melodie pe care să ne cânte după publicitate. Rămâi cu noi, da? Da, mulțumesc de compliment. Ne-am întors, cum am zis, alături de tânăra Speranța, Ana Maria Ferenț, care se lansează astăzi cu prima ei piesă. Doamne, ce frumos ar fi! Ce mai ascultam piesa aia 7 zile de 8 ori, doamne. Da, păi încă o să asculți, pentru că facem remix la ea. Așa-mi vine uneori, iau cu mine toți prietenii. Sau da. Așa-mi vine uneori, iau cu mine toți prietenii, petrecem până în zori, de la începutul serii. Așa-mi vine uneori, iau cu mine toți prietenii și vom petrece 7 zile de 8 ori. Vezi că și acum se dansează, se dansează pe piesa asta la Nostalgia în continuu. Foarte bine, dansez și eu. Ce ne cânti astăzi? Vă cânt Baby, am scris-o pentru iubitul meu, e povestea noastră de dragoste. Atunci când ne-am cunoscut, eram în Redondo Beach, știi, în Orange County, și am văzut delfini, deci în apă, în ocean, oceanul Pacific. Așa. N-am văzut un pește mic, am văzut unul mare. Am văzut un delfin, da, de fapt erau mai mulți. Și el a zis, este un semn. Și a fost un semn de bun augur. Ce da. Mm-hmm. Și ai scris o piesă. Și am scris o piesă. Sunt și delfinii pe acolo. Dacă ascultați bine, au zis delfini. Și urmează mai multe, deci ne așteptăm la... Urmează un album foarte, foarte, foarte fain, de care sunt mândră, și cu piese latino. Am fost și am promovat piesele în El Salvador, în Dominicană. O să mă duc și în Mexic. Păi se audă, domnule, toată lumea de noi. E normal. Foarte deci dacă n-ați apucat să-i dați follow pe Instagram, acum e momentul. Așa, dacă... Instagram, YouTube, peste tot. Ana Maria, când te întorci în America să-l saluți pe Jay-Z pentru mine, să știi că n-am avut timp să-i răspund pe WhatsApp. Da, în caz m-a întrebat să știi. M-a întrebat și am zis, stai că vin cu complimente. Hai, eu sunt curioasă să ascult melodia. Hai. Da? Și voi? Da, normal. Așteptăm și mulțumim că ai venit. Da, mersi și eu de invitație. Te pupăm, doamnelor și domnilor, aplauze pentru Ana Maria Ferenț! Aplauze.